thank <laughs> you Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În această seară îl avem invitată în studio pe părintele Octavian Moșin, parohul Bisericii Întâmpinarea Domnului din Chișinău. Bună seara și bine ați venit, părinte! Bună seara, Doamne ajută! În această seară ne-am propus să discutăm despre nașterea Domnului, pentru că ieri în întreaga țară s-a sărbătorit, de fapt, acest eveniment religios. Vreau să încep cu o întrebare simplă. Până la urmă, nașterea Domnului este un eveniment bisericesc sau comportă și valențe istorice? Sigur că nu putem separa aspectul istoric de evenimentul religios, de sărbătoare. Și atunci, tot ceea ce a fost în istoria biblică rămâne ca o amprentă în istoria bisericii și biserica încearcă să retrăiască aceleași clipe pe care le-a trăit la evenimentul propriu zis. De ce? Nașterea lui Hristos este un eveniment istoric, un eveniment care s-a întâmplat de facto și pe care nu doar îl comemorăm, pentru că rostul sărbătorii religioase nu este doar unul comemorativ, ce unul care actualizează sărbătoarea cu mai multă intensitate în viața unui creștin. Da, spuneți vă rog, de ce postim de regulă înaintea nașterii Domnului? Pentru că mulți dintre noi ar zice că este un prilej de sărbătoare și atunci ar trebui să avem o altă stare sufletească. Da, Într-adevăr, postul pe care l-am petrecut este numit postul bucuriei sau postul milosteniei, pentru că ne introduce sau ne pregătește de praznicul nașterii Mântuitorului dar de orice sărbătoare ne pregătim și cea mai bună pregătire este prin post și rugăciune. Și atunci, înainte de marile evenimente, chiar din viața Mântuitorului, vedem că chiar Mântuitorul și alții au postit, vedem această practică și în perioada Vechiului Testament, când se postea, înainte de lucruri importante, îl vedem pe Moise, înainte de a scoate din robii poporului evreu, vedem pe Ilie și pe alții care posteau, dar îl vedem și pe Mântuitorul, înainte de a începe predica sa, înainte de a ieși la evangelizarea populației, tot realizează 40 de zile petrecând în post și rugăciune. De aceea, postul este o componentă a vieții creștinului, e una dintre cele două aripi care totuși îl înalță și îl introduce în atmosfera unei trăiri, a unei sărbători autentice. dacă e să rămânem în albia teologicului, ceea ce remarcați un pic mai devreme, până la urmă, nașterea lui Iisus se referă până la urmă la întruparea lui ca un al doilea Adam. De ce? Cum este văzut? Am putea în spune știință. că, într-adevăr, Hristos este cel care vine pe pământ și nu vine doar ca om adevărat. Pentru că în Isus Hristos descoperim și un om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat. Evident că persoana lui Hristos a fost foarte mult discutată și abordată în istorie, foarte mult s-au bătut de la înțelegerea corectă a acestui personaj care este unul divin-uman, și atunci vedem că însuși Dumnezeu este cel care se întrupează și nu este doar o simplă creatură. Nu este un prim creator, cum spunea Odineoară Arie sau alții, care s-au bătut de la adevăr, ci este chiar Fiul lui Dumnezeu, este a doua persoană sfinte trim și este și om adevărat și Dumnezeu adevărat. Spuneți-vă, cum se contopește până la urmă nașterea Domnului și cu Crăciunul? Tradiția noastră de a merge cu Colinda, de unde este? Sigur că orice sărbătoare mai importantă, cu caracter religios, are și frumoase date, în obiceiuri pe care le ținem, însă n-ar trebui toate aceste obiceiuri să le rupem de cadrul liturgic, adică de rugăciune de slujbele și de mesajul pe care trebuie să-l transmită sărbătoare. Eu cred că la poporul nostru colindele păstrează acest mesaj pentru că ne-l vestesc pe Hristos care iată, iată, urmează să se întrupeze. Și atunci în tradiția populară și în bajul tot omului de rând, probabil că vin aceste colinde care sunt pe în înțelesul tuturor pentru că nu vorbesc într-un limbaj sofisticat, ceva complicat, dar vin cu niște refrene foarte simple care totuși anunță sau vestesc că iată urmează să vină Mântuitorul în lume. Evident că atunci când pornește predica Mântuitorul, cu jumătate de an în urmă, Ioan Botezătorul vine ca un înainte mergător și care anunță mesajul pe care îl preia chiar Hristos, prin care se zice pocuiți-vă că s-a apropiat împărăție cerului. Tot așa, o, înainte mergători sunt și cei care vestesc cu mic, cu mare, mărețul praznic al întrupării Mântuitorului. Dar până la urmă, anul bisericesc și anul laic nu, nu sunt pe aceeași dimensiune. Sigur, nu avem nimic comun cu calendarul civil care începe la 1 ianuarie, ori calendarul bisericesc începe la 1-14 septembrie. Și evident că toate sărbătorile sunt conform acestui calendar bisericesc. Dar în același timp n-am putea spune că se bat cap în cap. Deci aceste calendare, pentru că Calendarul civil are sărbătorile sale, are mersul său și noi avem mersul nostru. Și atunci în calendarul bisericesc avem 12 sărbători împărătești și sărbătoarea sărbătorilor este învierea Domnului. Și atunci sărbătorile împărătești încep cu nașterea Maicii Domnului la 8-21 septembrie și încheie cu adormirea Maicii Domnului la un, uh, un sfârșitul de august. Deci uh, noi ne încadrăm în acest circuit de 12 sărbători care 8 sunt închinate Mântuitorului și 4 sunt ale Maicii Domnului. Dar sărbătoarea sărbătorilor rămâne a fi... Sfintele Paști, care de altfel e o pregătire tot anul către Marea Duminică a Învierii, pentru că fiecare zi de Duminică tot ne amintește de Învierea Domnului. De deci aceea se zice că fiecare Duminică este un Paști mic, o mică Înviere, pentru că toate ne introduc în sensul și în sărbătoarea sărbătorilor, care este totuși Învierea Mântuitorului, întru care se împlinesc toate, se, se desăvârșesc toate. Părinte, dar există culte, spre exemplu, neoprotestante, care nu sărbătoresc nașterea Domnului, nu recunosc până la urmă acest eveniment. Eu nu pot să vă spun exact cine și cum sărbătorește Pătăresc. sau care este conținutul sărbătorii. În linie mare, totuși, lumea creștină, cultul creștin, este cel care îl are în centrul vieții sale pe Iisus Hristos, de aceea spunem că creștinismul este o religie hristocentrică, adică Hristos este în inima, în inima preocupărilor noastre și am putea spune că dacă Hristos este scos din cult, și din învățătură sau din morala potrivit care trăim, înseamnă că nu mai avem de-a face cu un creștinism. Și atunci, cu cât mai departe noi ne îndepărtăm de Hristos, cu atât mai puțin suntem creștini. Părinte, vreau să ne referim în cele ce urmează la câteva componente atunci când vorbim despre nașterea Domnului. Vreau să vorbim despre magi. Da. Care este semnificația lor în, în ceea ce se numește nașterea Mântuitorului Hristos? Sigur că magii sunt cei care confirm această mare realitate și cumva împlinesc scripturile că cel care se naște nu este un simplu om, ci este chiar Mesie, cel așteptat de viacuri. Da. Și atunci imaginea vin ca nimic altceva decât ca o confirmare a faptului că s-a născut un prunc deosebit care vine de la Dumnezeu și este chiar Dumnezeu. Evident că acestea aceste vin cu daruri, cu tot ce, ce au putut veni mai deosebit, cu aceste daruri care, prin tipul jertfa pe care o duce omenirea Creatorului, care iată se întrupează dar în același timp prin nașterea lui Hristos ne dă o lecție, nu știu, și de smerenie pentru că este cel care se naște în Iesle? Da, vedem că foarte umil și foarte smerit vine Dumnezeu în lumea aceasta, vine pe cea mai firească cale, vine tocmai pe calea întrupării, pentru că pe această cale vine fiecare creatură și vedem că omul nu iese doar după tipul lui Dumnezeu, ori Dumnezeu își asumă acest tip a pruncului, pentru că vrea nimic altceva, ca prin această întrupare să se realizează ceea ce spun Sfinții Părinți pe parcursul atâtor secole. Că Dumnezeu ia tipul omului pentru ca omul să ajungă la Dumnezeu. Și atunci întreaga noastră viață nu este nimic altceva decât o desăvârșire sau o creștere de la tipul la asemănarea cu Dumnezeu. Nașterea Domnului este o realizare a ceea ce am trăit noi la Buna Vestire? Sigur că nașterea Domnului tot este veste bună. Da. Este acea clipă mult dorită și mult așteptată, pentru că omul, de la creație și până la venirea Mântuitorului, atât de mult s-a îndepărtat de Dumnezeu încât a ajuns să nu mai recunoască ca unul și adevăratul Dumnezeu. Vedem că Hristos vine într-o lume politeistă, cuprinsă de atâtea zeități și care nu face nimic altceva decât vrea să restabilească firea umană care atât de mult a degradat și s-a îndepărtat de la niște realități. Haideți să discutăm despre nașterea Domnului sau Crăciunul în termenii frecvenți, în termenii cotidianului cum îl trăim noi astăzi, versus cum ar trebui să trăim. Foarte mulți dintre noi facem o constatare ridicolă. Crăciunul a căpătat valențe comerciale. De ce? Împărtășiți aceeași viziune? Da, sunt într totul de acord pentru că de la începutul iernii, de, în luna decembrie, deja pornește această forfută și vedem că sunt atâtea instituții și atâția oameni care au de profitat în urma acestui eveniment și evident că doar ambalajul este unul creștin, în fond restul este comercial pentru că deja primești mesaje la televizor, televizor, publicitate și așa mai departe, deci totul este comercial și se pierde cumva substratul acesta religios, sublim, Mistic, iar în acest sens am putea spune că noi cumva grăbim sărbătorile și cumva le prelungim, încât cineva are un profit din asta. Pentru că dacă durează aproape două luni, deci sărbătorile, evident că cineva profită în urma acestora. Evident că noi recomandăm credincioșilor să rămână în atmosfera rugăciunii, a postului, a bunelor tradiții sănătoase, care cumva nu ne abat și nu ne sustrag prea mult atenția, dar și pentru credincioșii noștri această atmosferă a lunii decembrie cu pregătiri în toi și cu tot felul de implicări pentru că toate sunt, sunt legate în lanț. Copiii au matinee, toate alte manifestări sunt în școală, activități corporative, prin instituții da. și așa mai departe. De la care chiar și cei mai râvnitori credincioși cu greu se pot eschiva sau abține așa, de adică de se pot abține de, de, la, de la toate aceste Provocă. activități. Sau <laughs> provocările putem numi. De aceea avem și o altă ispită pe care am trăit-o este noaptea revilionului pentru care e atâta râvnă și e atâta forfătă și pregătire și evident că chiar credincioșii, așa de ca practicanți cu greu trec peste această noapte am încercat cumva să îmbisericim această noapte sau să dăm cumva o conotație mai mistică și de rugăciune, ceea ce facem și noi la biserica în construcție din localitatea Dobrava, din preajma Chișinăului, e că să vrășim privegherea cu Sfânta Liturghie în noaptea de Revelion și ne-am bucurat că și în acest an au fost 10 de oameni care Cumva sunt mai sceptici, alții sunt chiar mai uh, uh, agresivi față de această sărbătoare și noi totuși încercăm să le oferim o alternativă în acest sens, dar uh, văd că această alternativă o preiau și alții oameni care nu sunt chiar atât de biserică, dar care au deschidere pentru cele Sfinte și în încât să nu petreacă în. Uh, vorbe de șarte, în petrecere sau să, să se spitească la mese mai copioase, să stea așa cum în rugăciune și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că așa cum o fi el, anul civil, o trecut, cerem de la Dumnezeu nimic altceva decât un an binecuvântat cu spor și cu Doamne ajută. Părinte, avem două calendare, Gregorian și Iulian. ca da. problemă, probabil de fiecare dată sunteți rugat oarecum să vă exprimați pe marginea acestei probleme. Contează data atât de mult sau contează, contează trăirea pe care o aveți? Contează evenimentul, pentru că, hai să spunem așa, dacă mă întreabă cineva când este peste ani ani Sfânta Înviere sau Paștele, nu o să spun, dar știu că aștept Învierea și atunci... Creștinul autentic niciodată nu s-a axat atât pe date, când sărbătorește, dar se axează de cum sărbătorește. Evident că în zona noastră s-a păstrat acest calendar iulian, sau cum îi spunem noi, vechi pe care îl ținem și la întrebarea multora cum totuși ar trebui să sărbătorim, pentru că și unii din parohii zic că noi începem postul mai degrabă, doar postul acesta al nașterii, pentru că ne vin acasă copiii și așa mai departe. Vrem să sărbătorim ca în Occident. Nu putem să sărbătorim ceva rupt de biserică. Și atunci sfatul și îndemnul nostru nu este altul decât de a sărbători creștinește, deci împreună cu comunitatea de care aparții tu. Și atunci dacă biserica la care mergi sau comunitatea în care te afli, toate sărbătorile sunt în lanț și sunt potrivit unui calendar, deja respectă acest calendar. Dacă ești după alt calendar sau ești în altă zonă, ține așa cum ține Biserica locului, important este să nu te rupi de biserica în care ești. Deci acesta este gândul și totodată îndemnul. Eu vreau să revenim un pic la e, și aspectul istoric, inclusiv. Iată, pregătindu-mă pentru această e, emisiune, am găsit câteva e, gânduri de semnate de Sfântul Vasile cel Mare, care spunea raportat la nașterea Domnului. În primul rând, peștera în care s-a născut Hristos este pentru chiparea bisericii. Și după aceea, e, sălașul unde a născut Prea născătoare Nașcătoare de Dumnezeu a primit chipul bisericii. Haideți să rămânem albi a acestei afirmații și poate chiar să medităm împreună asupra acestei teze. Într-adevăr, locul nașterii Mântuitorului este un loc destul de venerat până astăzi. Și atunci, Betleemul, această localitate care se afla pe vremuri la 5 km de Ierusalim, care astăzi deja e în perimetrul cetății sfinte, nu este nimic altceva decât acest loc de unde ia loc viața duhovnicească sau se naște creștinismul. Și atunci unul dintre cele mai venerate locuri este tocmai acesta, al peșterii, care preînchipă această biserică, acest loc unde ne întâlnim cu Hristos ori de Hristos nu este legată doar nașterea, pentru că vedem că anii petrecuți pe pământ sunt îmbibați de atâta încărcătură sacră încât noi venerăm toate evenimentele petrecute în istoria biblică. Și atunci cinstim și nașterea, și botezul, deci mântuitorului, de altfel până în secolul IV, sărbătoarea nașterii nu era separat, așa cum o vedem astăzi, de sărbătoarea Bobotezei. Și atunci, la 6 ianuarie, era o sărbătoare comună, sărbătoarea care purta numele de Aratarea Domnului. Și atunci vedem că atât la naștere, cât și la Bobotează, vedem prezent Dumnezeirea în ochii noștri omenești. Adică Dumnezeu se arată în nouă pentru ca noi să-l cunoaștem, să-l aflăm, să gustăm din El și să ne ghidăm viața potrivit uh, ceea ce uh, vrea El, potrivit porunciul sale, să împlinim în viața aceasta pregătitoare pentru viața cealaltă. De aceea în uh, acesta al uh, nașterii este doar un început. Un început al uh, vieții bisericii în care ar trebui să intrăm noi. Și am putea spune că prin taina botezului, fiecare dintre noi care ne naștem mai întâi din părinți, ne renaștem din apă și din duh, deci prin taina Sfântului Botez, și devenim membrii Bisericii lui Hristos aici pe pământ. Și atunci primim și taina mirungerii care ne dă cele șapte daruri ale Sfântului Duh care ne întăresc în această creștere sau ascensiune și viață desăvârșită spre care este chemată fiecare sufare creștinească. Fecioara Maria ajunge la desăvârșire datorită faptului că îl aduce pe lume pe Hristos? Sigur că Fecioara Maria nu este alta decât vasul ales, cea de-a doua evă. Și dacă prin prima femeie intră păcatul și prin păcat, boala, moartea chiar, prin cea de-a doua evă sau Ficioara Maria, reintră Dumnezeu în viața noastră și dobândim șansa mântuirii sufletelor noastre. De aceea Fecioara Maria se, se poziționează deasupra tuturor creaturilor, chiar deasupra puterilor cerești. Și atunci, în cântarea de mulțumire, spunem că ceea ce este mai cinstită decât cheruvimii și mai mărită fără de semnare decât de serafime. serafime. Și atunci vedem că Fecioara Maria prin naștere Mântuitorului devine nu numai Maica Pruncului Isus, dar prin extensie devine Maica noastră a tuturor celor care credem și ne mântuim prin Hristos și într-un Hristos Domnul nostru. Împărații vremii se temeau de o naștere a unui împărat, așa cum era vestit. Sigur că Au desferit a, 2000 de copii. A, da? Mai multe. De ce de, îi de, deci da. omoară pe acești prunci rodă din zona Bitliemului și nu doar știind că potrivit mentalității vremii se aștepta un Mesia. Ori acest Mesie era privit mai mult ca un rege pământesc, ca o mare capitenie care va stăpâni cele pământești. Ori vedem pe Hristos că vine foarte smerit și vedem și locul și modul în care se naște, dar și modalitatea în care se anunță în lume, pentru că intră în cetatea Ierusalimului nu cu oști, ci intră pe mâns de asină foarte smerit, arătând nimic altceva că viața unui creștin ar trebui să fie liniștită, cumpătată, smerită, Plină de dragoste, jertfelnică față de toți și față de toate. Hristos, mm. în ce circunstanțe este educat? Pentru că, probabil, iarăși ați fost întrebat nu o singură dată: ce educație îi se oferă? Știi prea puține despre de copilăria uh, mântuitorului, mântuitorului: izvoarele sunt foarte sece, de altfel, noi și nu cunoaștem tare multe legate de uh, data exactă a uh, nașterii Mântuitorului. Și atunci, unii extind această perioadă sau unii leagă mai mult de sostițiu de iarnă. Uh, pentru că erau o, uh, o perioadă când în mentalitatea păgână și în mediul păgân, erau cinstiți zei soarelui, adică, păgâni. adică păgânii păgâni și tot ceva legat mai mult de naștere a zeilor. De ce s-a cristalizat acest sfârșit de decembrie, început de ianuarie, cum îl ținem noi, legat de naștere Mântuitorului. Aceeași poveste e și legată de alte momente din viața Mântuitorului, avem foarte multe povestioare, foarte multe scrieri, chiar apocrifie, deci, care nu sunt în tocmai mesajul pe care îl transmite Biserica Creștină, legate de Mântuitorul. Evident că îl descoperim la vârsta de circa 12 ani la Templul din Ierusalim, îl mai descoperim în câteva izvoare. Dar nu știm prea mult, în același timp cunoaștem de activitatea pe care o facem împreună cu Iosif, deci fiind templar. Dar știm că, la poporul evreu persoana se considera că a ajuns majoratul, și poate să spună poziția publică doar după 30 de ani. Deci, vedem că cumva această liniște, așteptare a momentului împlinirii tuturor poruncilor, pentru că îl vedem atunci când vine Hristos și primește botezul din mâinile lui Ioan Botezătorul zice că uite lasă că așa trebuie să împlinim legea și prorocii. Zicând în același timp că el împlinește tocmai toate și tăierea în prejur, și aducerea la templu și celelalte prescripții iudaice, cu scopul totuși ca să nu distrugă ceea ce a fost transmis până la el. Pentru că se zice la, prin Evanghelistul Matei la 5 cu 17 să nu credeți că a venit să stric legea sau prorocii n-a venit să o stric, ci să o împlinesc, adică să o desăvârșesc. Și atunci vedem că cele 10 porunci care a, sunt a, inima sau nucleul perioadei de până la Hristos sunt desăvârșite prin acele nouă fericiri pe care le anunță Hristos pe muntele măslinilor și sunt o desăvârșire a legei date odinioară evreilor iar legea pe care ne-o dă Hristos este pentru întreaga lume, pentru toată suflarea omenească în vederea mântuirii și salvării ei. Părinte, iată, nașterea Domnului este un prilej, cred că, oportun ca biserica să se manifeste nu doar pe segmentul liturgic, ci și pe cel social. Știu da. că sunteți încadrat în mai multe activități. Tocmai este, revin poate la un enunț cheie aici, perioada în care trebuie să-și manifeste și această latură? Știți, Apostolul Iacob și această expresie noi tot o exploatăm tot mai des, că credința fără fapt moarte este. Și atunci... E evident că nu putem să, să zicem că avem doar doctrină morală și cult, adică slujbe, dar viața mai e și ceva în plus, pe, pentru că nu ne mântuim de unii singuri și nu avem această perspectivă să ne salvăm doar sufletele noastre, ci să salvăm sufletele tuturor celor cu care comunicăm. Și atunci mântuirea în ortodoxie, tocmai asta este privită în raport cu lumea în care trăiești. De ce și dragostea noastră nu este una egoistă, ci este una jertfelnică, este una care se dăruiește. De ce ne place adesea să folosim această expresie, ești cât dăruiești. Ori viața este o dăruire permanentă lui Dumnezeu lui și evident că Biserica a încercat din primele secole să-și dezvolte această latură socială, care poate acum este mai vulnerabilă. Și evident că toate instituțiile sociale se nasc tot în biserică. Și dacă ați amintit de Sfântul Vasile cel Mare, dânsul chiar la începutul secolului IV este un pionier în acest sens, prin care încearcă să dea o altă nuanță și un alt statut biserice, care nu este doar un loc de întâlnire a omului cu Dumnezeu, nu doar un loc mistic de rugăciune, de comunicare a omului cu divinitatea, ceea ce este foarte important, dar nu este suficient, pentru că Sfântul Vasile ne arată că biserica trebuie să fie ca o familie ar trebui să fie ca o instituție socială unde să-și găsească alinarea, mângâierea, fiecare suflare. De ce? De la el vin spitalele, vin azilele și alte instituții care ulterior, în special după perioada renașterii, se rupă de biserică și devin cumva instituții separate și au un caracter mai laic decât cel bisericesc în care s-a născut. Părinte, de regulă copiii Așteaptă nașterea Domnului pentru că vine Moș Crăciun să ne da. aducă anumite daruri. Cum le explicăm varianta corectă? Crăciunul sau nașterea Domnului nu este doar acele daruri pe care trebuie să ne le pună Moș Crăciun sub pernă. Cred că acest Moș Crăciun la origine este Sfântul Nicolae pentru că acest bătrân e vlavios, și plin de bunătate se asocia cu acesta. Evident că legată de etimologie sau semantica cuvântului Crăciun sunt atâtea teorii și atâtea divergențe, nu mai dai de capăt, dar dacă unii spun că vine de la latinescul creare, pentru că iarăși, de că Hristos vine cu creare unii noi luni, alții spun că de la împărtășire. Există și această versiune că Crăciunul vine de la acest moș, de la acest bătrân darni care se împărtășe tuturor sau vrea să se dăruiască tuturor prin cei ce are mai bun. Ori vedem că, în special, odată cu apariția protestantismului de la Martin Luther din secolul XVI, cei care cumva scot cultul sfinților, este schimbată imaginea acestui Sfânt Nicolae care se împărtășește sau care vine cu daruri înaintea nașterii Mântuitorului și încearcă cumva să se pună accent chiar pe Hristos, care este acest Crăciun. Evident că n-ar trebui să limităm uh, sărbătoarea la acest moș Crăciun, care uh, deja este o persoană foarte uh, controversată, uh, este o, uh, o persoană schimonosită, pentru că nu mai este tipul acela angelic, uh, smerit, evlavios, plin de bunătate. Uh, Ori uh, știm că uh, niciodată biserica n-a vrut să ne-l prezinte pe uh, acest uh, bătrân uh, venit de undeva de, de departe, uh, din Laponia sau de unde ar fi el, uh, ci totdeauna era așteptat uh, Sfântul Nicolae cel care poate ne aduce cumva în taină aceste daruri. Uh, și darul pe care le primim noi cumva sunt în urma rugăciunii pe care o să săvârșim, fără de a-l vedea, dar de a-l simți și de a-ar fi papabilă această uh, binecuvântare care vine în urma rugăciunii și a cerilor noastre cu pe care le facem. Și atunci uh, ar trebui să găsim soluții pentru uh, societatea în care trăim, în care poate să rămână acest moș Crăciun cum este el, dar cumva să-l îmbisericim, să avem o mai clară că darul nu vin de undeva, de la Polul Nord, că dar nu, Japonia, nu, nu, da? nu, 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 vin, adică pur și simplu, ci tot ce este primim, și cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, este chiar viața noastră, este sănătatea noastră, este familia noastră, sunt toate cele lucruri pe care le-am primit de la Cel de sus. Dar cum se întâmplă faptul că ajungem să sărbătorim anumite evenimente fără esență creștinească? Se datorează, nu știu, fenomenului acesta al globalismului caracteristic secolului 21? Citeam acum în această perioadă a lunii decembrie pe care am am petrecut că anumite centre comerciale din careva țări deja au exclus elementele creștine. Și atunci ce fel de Crăciun fără de Hristos? Și atunci laicizarea merge prea departe sau abordare secularistă încât deja vorbim despre un Crăciun fără de Hristos. Ceea ce este din Un Egipuiesc. paradox. Da, un paradox. Spuneți-ne, vă rog, iată, vă întrebam raportat la, la, tânăra generație, reieșind din experiența pe care o aveți în calitate de cler, tânăra generație percepe adevărata însemnătatea a ceea ce se numește nașterea Domnului și cât de prezent sunt în biserici? Știți, noi nu putem să învinuim Copiii că, Un segment de populație. Că, că nu cunosc niște realități, pentru că aceste realități nu le cunosc nici părinților. Și atunci, cred că aceasta este misiunea orei de religie în școală. Eu am răspuns anul acesta provocării de a merge într-o instituție de învățământ preuniversitar, să predau în clasele primare și să văd cât de mare nevoie este de a-l aduce pe Dumnezeu și, în special, pe Hristos în viața unui copil. Iar atunci când discuți cu un copil de clasele pe mare, vezi că el habar nu are de rugăciune, de creștinism, de, adică nu este această apropiere sau conexiune la viața duhovnicească. Și atunci, dacă vrem să creștem o altă generație care ar fi cu mai mult Dumnezeu, în suflet, nu avem decât să răsuflicăm mâinicile și să ne punem în, în această slujire și de a-L oferi, de a-L prezenta pe Hristos și de a-L sădi în inima și în, în conștiința oamenilor. Pentru că credința nu este ceva care cade din pod, este ceva care se cultivă. Orice virtute trebuie crescută. Și atunci, într-adevăr, în realitatea pe ansamblu e cam tristă, dar totuși ne bucurăm că acolo unde se seamănă cuvântul lui Dumnezeu, avem o altă generație. Avem alți copii care sunt foarte sensibili și foarte deschiși pentru Dumnezeu. Aș putea aduce doar un simplu exemplu că legat de sărbătorile de iarnă. Bun. Au fost organizate două expoziții de către Direcția Metropolitană împreună cu compania Art Tribut, care pune la dispoziție toate culorile și instrumentajul necesar pentru ca copiii să pună pe hârtie cum își, în chipul ei Praznicul Nașterii Mântuitorului și cum văd ei toate sărbătorile de iarnă, lucru care ne-a bucurat pentru că copiii sunt foarte profunzi, trăiesc clipa aceasta și sunt foarte sinceri în felul cum expun sentimentele sau crezul lor legate de aceste sfinte evenimente din istoria biblică a creștinismului. Părinte, iată raportat și la această perioadă în care ne aflăm, dar și pe parcursul întregului an, noi obișnuim să cerem de la Dumnezeu. De ce uităm să mulțumim? Așa e firea omului, dintr-odeauna știe doar să abuzeze, să zică dă, Doamne, dar uită că rugăciunea are încă două componente de rând cu cea de cer. Mai este rugăciunea de mulțumire și de slavă adusul Dumnezeu. Și atunci asta creștem și educăm în conștiința celor care vin de urma noastră, că de la Dumnezeu nu trebuie doar să ceri, ci trebuie în primul rând să-i mulțumești pentru tot ceea ce ai, să te mulțumești cu ceea ce uh, ai la zi și totodată să aduci slavă și -o mulțumire uh, pentru toate binefacele care le revarsă, nu doar asupra ta, ci asupra întregii lumi în care trăiești, în care e pace, e bunăstare și e bună convițuire. Părinte, iată, chiar pe parcursul acestei săptămâni, am asistat la o discuție axată pe faptul: Steaua, a merge cu Steaua, e creștinește. Vorbea ceva mai devreme despre acest mesaj plin de esență, dar în diferite zone se obișnuiește o altă abordare, o altă chiar semantică a ceea ce se numește Steaua. Da, Steaua care se arată magilor. La nașterea Mântuitorului este cea care le indică locul unde s-a născut Hristos și cumva este o anticipare a evenimentului sau o vestire a evenimentului. Ceea ce se întâmplă și e ceva frumos și bine binecuvântat și practicat în foarte multe zone, se spune că preotul merge cu Steaua, deci nu merge propriu-zis atât cu Steaua, deși poate să este însoțit de către un grup de copii sau de cete de colindători, care au și acest element Steaua, dar se merge ca regulă cu icoana nașterii Mântuitorului, se cântă troparul, contacul. Care anunță nașterea Mântuitorului, se fac rugăciuni, și este vestit praznicul, și totodată lumea este invitată la sărbătoarea prefizisă, care nu poate fi decât în biserică, avea loc în timpul slujbii praznicale, așa cum am sărbătorit-o anul acesta. Hristos, până la urmă, a fost om în. În, în această ipostază sau din această ipostază vreau uh, să, să ne vorbiți e așa cum se uh, explică uneori că a căzut și dânsul în deznădejde atunci când a ridicat mâinile în sus și a întrebat tată de ce mai mai uitat noi trebuie să înțelegem sau că nu trebuie luat ad literam această noi, noi avem sau descoperim în Hristos pe acest om adevărat, da. și atunci când ne uităm la această fire umană a lui Hristos, vedem că este întocmai ca noi, cu excepția că este lipsit de păcat. Dar toate celelalte stări le-a avut ca, ca un om, toate aceste nevoi omenești și n-ar trebui să cădem în vreo extremă pentru că riscăm să cădem într-o eroare atunci când cumva spunem ca monofiziții că firea divină absorbe firea umană sau ca dochetiști că Hristos a avut doar în aparență chipul omenesc. Nu, el a fost om adevărat, așa cum suntem noi, cu excepția că nu a fost supus păcatul, adică nu a căzut păcatului, pentru că a depășit această fire, căzut de la Adam în încoace și această stare păcătoasă care încă domină în inima noastră omenească. Vorbeam ceva mai devreme că împărații vremei nu acceptau sau într-un fel vroiau să elimine de fapt un eventual împărat ce le-ar putea lua locul Hristos versus cei din templu, da? De ce o asemenea abordare? De ce tocmai Hristos le reproșează că casa Domnului are de fapt altă menire? Sigur că acele caste sau categorii sociale legate de slujirea Domnului și aici ne la farisei, la saduchei, da. Deci și-au pierdut chemarea sau nu mai corespundeau chemărilor de slujiri și atunci vedem că Hristos nu este atât contra lor ca slujitor, ci contra abordării credinței, care devine una formalistă, care deja de că este folosită în alte scopuri credința decât cele legate strict de slujire. Și atunci vedem că Dumnezeu nu este cel care vrea moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă să fie viu și probabil că acesta este și, și mesajul pentru toți noi, cei care avem careva chemări sau ascultări să... Ne nu transformăm toate într-o meserie, ci să le facem toate dintr-o firească pornire și vocație și lucrul acesta să facem la cel mai înalt nivel, mai ales când e vorba de cele Sfinte și Dumnezeiești. Părinte, mai avem, cred că, aproximativ 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb, iată, avem luna ianuarie care este bogată în sărbători religioase. Urmează Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, după aceea Sfântul Ioan Botezătorul și ciclul continuă. De fapt, e o completare a ceea ce s-a început la nașterea Domnului? Sigur că sărbătorile sunt strict legate de ele și așa după cum nașterea unui copil obișnuit într-o familie creștină aduce această bucurie și atât noi ne-am bucurat de nașterea Mântuitorului, dar vedem că ceva lipsește acestui copil, mai trebuie să fie consacrat bisericii sau trebuie să fie în bisericit sau adus ca membru a bisericii sau comunității, pentru că copilul nu este doar pentru familia, în care se naște și atunci noi nu doar ne bucurăm că vedem Sfânta Familie și-l și vedem pe pruncul cu Hristos, ce vedem că Hristos este cel care uh, iese în lume pentru ca să o sfințească și să o lumineze. Și deci atunci praznicul nașterii Mântuitorului și ce legat de Bobotează, dar și de toate personajele care sunt legate de aceste evenimente. Pentru că dacă observați, astăzi suntem în data de 8 ianuarie da. și dacă ieri am sărbătorit nașterea, Mântuitorul, astăzi o cinstim pe Maica Domnului sau Bărul ce Domnului. Adică cinstim pe cei care sunt legați sau care sunt coparticipanți co participanți eveniment. la acest eveniment. Același lucru se întâmplă și pe data de 19 ianuarie când este bobotează sau botezul Domnului și a doua zi îl cinstim pe Sfântul Ioan Deci cel care este coparticipant la acest act sfințitor și se realizează această lucrare dumnezeiască. Deci toate sunt în lanț, toate sunt legate între ele și toate ar trebui cumva să se aranjeze într-o logică firească și în viața fiecare dintre noi. Postul s-a sfârșit. Înseamnă că revenim la o viață, la o atitudine așa mai deosebită, ca să nu fie o radicală? Ar fi frumos ca întreaga noastră viață să fie un post continuu. Și nouă, adică ne place ca să avem doar perioade când ne abținem pentru că deja să ne permitem celelalte. Deci atunci nu înseamnă că dacă toate sunt interzise în post sunt admise în afara postului. Deci biserica ne educă și lucrul acesta îl face chiar prin Postul de Miercuri și vineri, care, spre exemplu, se um, întrerupe în, în perioadele acestea de bucurie, bunoară cum să suntem în perioada de după nașterea da. Domnului și până în ajunul Bobotezei, se desfințează postul, pentru că ne-am nevoit, am plâns, păcatele noastre, ne-am înfrânat, și așa mai departe, și acum deja uh, suntem în atmosfera sărbătoare, adică a bucuriei. Și evident că nu poți plânge atunci când e, e atmosfera de bucurie. Dar, ulterior, deja din ajunul bobotezei, începem iarăși să ne amintim de post, la, înaintea acestor mari evenimente, pentru că, ulterior, să trecem la postul obișnuit din fiecare săptămână, care este ziua de miercuri și ziua de vineri. Și atunci postim spre deosebire de evrei care posteau lunea și joia, pentru că e, aceste zile erau legate de e, primirea celor 10 porunci de, că, de către Moise, e, dar noi cinstim miercurea și vinerea și cumva plângem păcatul omenirii, pentru că Miercuri a fost condamnat Hristos, iar vinerea Hristos a fost pus pe cruce. Și atunci, dacă tot spuneam la începutul emisiunii că viața unui creștin este hristocentrică, evident că trăim și bucurii și exaltări legate de evenimentele biblice, de Evanghelia lui Hristos, dar și momentele tragice de, de condamnare și de greșeală pe care o comite omenirea față de însuși creator. Părinte, noi vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a ne onora cu prezența la emisiunea Reflector analitic. Vă mai și așteptăm vă și cu alte ocazii. Stimați telespectatori în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă în fiecare seară de marți și joi. Rămâneți alături de noi!